Salutare, fraților, am venit cu vlog. Da, am dat drum la porumbei. Ăsta e al doilea vlog pe care îl fac, deoarece am filmat înainte și efectiv nu se focaliza. Nu se focaliza. Da, haideți pe sus pe la ei. Așa e la ei. Aici au urmat decât ăștia care au ouă și pui. Aici avem două ouă. Aici doi pui. Ce n-ai, mă, să n-am mai ieșit? Văd că puiul mișcă. Da, o să mai las până de seară. Dacă până de seară nu iese, să vedem. Așa, aici avem un ou. Aici două ouă și un pui. Acolo doi pui. Aici pui înfuiaților, care desigur ieri am băgat de 5 ori aici. Deci tot ieșeau afară și intrau în aia veche, în voliera veche. Și aseară, mai pentru întuneric, i-am luat și am băgat aici și am închis porumbei. Deci nu cred că o să-i învăț pe ăștia aici până la iarnă. Și la iarnă, după cum am spus pe live-uri, la iarnă o să-i bag pe toți aici, toți înfoiații, și toate alea o să se închis și trebuie să o pe aici prin cuibarele astea. Sunt destule, iau uite ce aici. Sunt destule goale. Da. O să vedem pe unde vor oua pescărușii ăștia. Dacă o tot aici jos, îi deranjez. Aici aș putea zici fără strânge paie. Am văzut că ia paiele de aici. Din fostul cuibar pescărușilor. Aici a rămas tot fân. Da, am pus aici. Am uitat să mai iau așa că l-am pus. Ia, n-are nimic. Să o în el, care o. Așa, mai vedem dacă o să iese puiul ăsta. Apoi, da, vedem. Deci, cine vrea promovare, să lase în comentarii, vreau promovare. Și eu mai zis unui abonat că să filmez animalele pe care le cresc eu. Da, să facem, să vi le prezint. Așa sunt pe aici. Așa și doi peruși. Pe care ei cresc. Ăștia doi. Da, eu pe ăștia nu prea mai am de ei, mai mult să tata de ei. M-am plictisit de ei, efectiv. Mi s-a luat de ei. Deci cam ăștia sunt. Așa, și mai am câțiva pui de găină, scoși la cloță. Bine, nu îngrijesc de ei, desigur, da? Da. Nu le-am cred că interesează pe cineva. Haideți înapoi la porumbei. Ai dat un fiat în voliera nouă. După pui, mă. Păi am pe ăștia pe aici. Da, așa că vine acum, că intră, vrea să intre ăla în voliera. Da, mă. Am trecut un fiat. Păi cred că îi scoate până la urmă afară pe aia înfăiați de acolo. Da, dacă nu vor să se învețe acolo, eu n-am ce de face. Băi, naiba. Da. Deci, cam atât cu vlogul ăsta. Da, e vlog scurt, dar n-am ce să filmez, ce să vă zic. N-am ce să vă zic despre porumbei, deocamdată n-am ce. Deci, haideți să mergem peste 40 de like-uri, dacă voi vreți ca mâine să postez un vlog nou. Și până data viitoare, cu a fost Eddie Pigeon, v-am salutat. Pa, pa!